Un nou proiect legislativ menit să interzică fumatul în spațiile publice pentru o categorie importantă de români tocmai a trecut de Senatul României. Printre altele, acesta prevede amenzi de până la 500 de lei pentru cei care nu se conformează. Tinerii români de până la 18 ani nu vor mai avea voie să fumeze în spațiile publice, pe stradă, lângă școală, lângă baruri, restaurante și nu numai. Propunerea legislativă în acest sens a fost adoptată tacit în prima zi a acestei săptămâni și vizează modificarea legii 349/2002, privind prevenirea și combaterea efectelor consumului produselor din tutun, prin care fumatul de către persoanele minore este interzis în locurile publice. Autoritățile sunt de acord întru totul cu această lege și speră că o să se diminueze numărul minorilor care fumează, având în vedere că acestora le va fi greu să facă acest lucru oricând și oriunde. Ce părere aveți despre faptul că urmează să fie implementată o lege prin care minorii să fie amendați pentru faptul că fumează în spații publice? Avem nevoie de măsuri și legislative, pe lângă cele educative, astfel încât să reducem nivelul fumatului în rândul tinerilor, pentru că sunt probleme din ce în ce mai mari și toate acestea se vor repercuta asupra sănătății lor în viitor. Pe de altă parte, avem deja un cadru legislativ care, din păcate, nu este în totalitate respectat, dar sper eu ca următoarele modificări ale legii să nu mai permită vânzarea produselor din tutun către tineri, către copii, pentru că vârsta de la care încep să fumeze este din ce în ce mai mică și stăm destul de rău la capitolul acesta. Se adaugă pe lângă fumat, se adaugă și oarecare dependență de băuturile carbogazoase, de mâncarea fast food și atunci iată elemente care vor crea serioase probleme de sănătate în viitor. Așadar, consider că suntem datori să asigurăm și un cadru legislativ pe lângă eforturile pe care le facem la nivelul școlii pentru a educa pentru un stil de viață sănătos. Credeți că această lege ar putea să diminueze în viitor numărul persoanelor cu vicii? Eu sper, știu că există și la nivelul Uniunii Europene demersuri astfel încât să ajungem la un nivel zero al fumatului în câțiva ani și sper eu ca adulții să dea un exemplu, mai ales că știu care sunt efectele pe termen lung ale fumatului și dacă am avea cadrul legislativ, adulții ar da un exemplu personal, atunci și copiii noștri nu vor mai urma această cale. Părerile printre liceeni sunt împărțite. Cu toate acestea, majoritatea sunt de părere că fumatul nu ar mai fi la fel de răspândit printre cei cu vârste așa fragede și că, datorită acestui lucru, este o lege care ar fi benefică pentru cei cu vârste sub 18 ani. În același timp, ei consideră că ar fi un lucru benefic și pentru natură, pentru că poluarea ar fi diminuată. În opinia mea, această lege este foarte binevenită, deoarece elevii vor înțelege prin amenzile luate că nu este ok să fumezi în locuri publice. Crezi că acest lucru va diminua numărul minorilor care fumează și care s-ar putea să ajungă dependenți de acest viciu în viitor? Da, sigur, pentru că amenzile sunt foarte mari și nu vor mai fi chiar atâți minori care fumează. Este vorba despre amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei. Crezi că acest lucru îi va împiedica pe aceștia? Depinde dacă părinții le dau bani pentru țigări și depinde dacă îi încurajează să facă asta. Și crezi că acest lucru îi va face cumva conștienți pe părinți să împiedice pe copiilor să fumeze? Depinde de situația financiară a părinților și a copiilor. Ești cumva fumător? Nu. Ce părere ai despre faptul că s-ar putea implementa o lege care să amendeze minorii care sunt prinși că fumează în spațiile publice? Am auzit despre această lege și cred că este o problemă pentru cei minori în momentul de față. Aceștia nu o să mai aibă curajul să fumeze locurile publice, cât și terase și parcuri. Cred că este o implementare bună adusă societății noastre și să sperăm că o să schimbăm țara asta într-un bine. Crezi că numărul celor care fumează, viitorii adulți care vor fuma, se va diminua în acest sens? Cu această lege presupun că o să se diminueze numărul de fumători
este un lucru bun. Vedem tot mai mulți minori care fumează în spații publice. Ce părere ai despre faptul că s-ar putea implementa o lege, urmează să fie votată de fapt, care să interzică minorilor acest lucru, ba chiar să-i sancționeze pe cei care fumează în spații publice? Eu cred că ar fi o idee foarte bună să această lege să continue, pentru că așa putem salva și natura. Eu fiind pe protecția mediului, consider că asta ar fi o idee foarte bună, pentru că mediul n-ar mai putea fi poluat de țigări, de chiștoacele de la țigări și chestii de astea, și copiii ar putea să, nu știu, n-ar mai fi atâtea boli și chestii de astea de la țigări cu plămânii și mai multe, și cred că ar fi mai ok să se întâmple asta și am fi o țară mai sănătoasă și mai curată, mai ordonată în mare parte. Există și persoane minore care nu se ascund că fumează și care spun că această lege nu-i va împiedica să renunțe la acest viciu. Aceștia își asumă răul cauzat de tutun, iar motivele pentru care fumează sunt uneori printre cele mai banale. Desigur, nu toată lumea este de acord cu această lege, deoarece oamenii sunt ființe raționale și au discernământul de a alege ce este bine să facă sau nu pentru ei și corpul lor. Acasă pot să fumez, că ai mei știu. Și afară o palmez. Da, dar dacă o palmez și te prinde poliția, s-ar putea să iei o amendă de până la 500 de lei. Ce părere ai despre acest lucru? Nu, că nu mă prind. S-ar putea să te prindă. Ce părere ai despre faptul că s-a intentat o nouă lege prin care tu poți fi amendat în sensul acesta? Nu-mi place deloc. Nu ești de acord cu aceasta? Nu sunt de acord. Păi, până acum n-am avut nicio treabă. Dar totuși crezi că această lege s-ar putea să te ajute să te lași de această dependență pe care o ai de tutun? Nu. Nu e dependență, de fapt. Aș putea să mă las. Dar tu din ce motiv fumezi? Plictiseală. Deci nu ai alt motiv pentru care tu alegi să... Nu, nici nu da banii pe țigări. Dar te-ai gândit la sănătatea ta? Sunt încă tânăr și cred că mai pot. Noua prevedere cu rolul de for decizional în această speță spune: interzicerea consumului de tutun persoanelor care nu au împlinit vârsta de 18 ani în următoarele locuri publice, drumuri publice, parcuri, stadioane și terenuri sportive, instituții culturale, săli de spectacole, instituții sau unități economice, mijloace de transport, autogări, gări și aeroporturi de stat și private și în unitățile de învățământ public sau privat, precum și pe o rază de 200 de metri în jurul acestora. Vedem din ce în ce mai mulți minori care sunt dependenți de tutun. De aceea, inițiativa legislativă aprobată de către Senat prevede ca aceștia să fie amendați cu amenzi de până la 500 de lei în cazul în care sunt prinși că fumează în spații publice. Proiectul de act normativ care interzice fumatul în spațiile publice de către minorii români a fost inițiat de un grup de parlamentari PSD. Amenda pentru cei sub 18 ani care nu respectă noua prevedere legislativă este de până la 500 de lei, după cum se arată în proiectul de lege.